M-am gândit, stăteam pe scaun și mă mult ce am de spus. Și am ieșit în fața voastră și am uitat totul. Deci, una ce vreau să spun, mă închin Institutului Cultural Român, pentru că, în primul rând, pentru piesa specială 20 de ani în Siberia, care au adus-o la noi în Mahala. Și a făcut mahalenii care au trecut prin toate greutățile. Omoriți la Lunca, ridicat și duși în Siberia peste 1500 de persoane. A treia parte din sat au fost ridicat și duși în scopul de a ne distruge. Dar noi avem un proverb. Am trecut prin foc și chin, dar tot am rămas român. Din 550 de ani... Din 550 de ani de existență, de când suntem, adică din primele date de când a fost Mahalaua, Mahala și nu Mahală, Mahala, deci repet pentru că foarte mulți români spun Mahală, eu știu că turci așa au numit-o, dar noi suntem Mahala. Deci, din 1472, socotiți câți ani, 500 și 50 aproape, deci jumătate din ei, mai mult de 250 de ani, am fost sub diferite ocupații. Dar vorbim românește. Cred că mă înțelege ce spun, da? Eu și adresc la mine în Mahala. Așa și-au crescut peste mie de care într-o noapte, despre 12 spre 13 iunie, au fost ridicat 602 persoane încărcate în vagoane de vite și duși în Siberia. De la o lună, noi născuți, până la persoane peste 70 de ani. Bătrâni care nu s-au întors înapoi, care au rămas acolo, care mulți nici nu au mai adus. Toți acestea noi am trecut. Anița Mandriș descrie în cartea ei 20 de ani în Siberia. Prin cartea ei, Mahalaua noastră e cunoscută de tot globul, cred că. Cine știe ce înseamnă durere. Durere de limbă, durere de grai, durere de pământul natal, durere de țară, ta natală, de locul unde te-ai născut. Astea nu sunt vorbe goale. Asta e ce e prin ce trecem noi. Voi aveți. Prețuiți. Pentru că noi, ca să putem vorbi, să mă înțelegeți ce spun, luptăm. Doamne ajută!